Tot bine din lume. Domnul secretar. Domnul consilier, domnule primar, domnule viceprimar, stimați invitați, veneați la ședința Consiliului Local din 22 iulie. E o ședință ordinară, cu ordine de zi destul de stufoasă, zic eu. Constat că sunt prezenți 13 din 15 consilieri, deci conform legii 215 administrației publice, vorumul pentru ședință este întrunit, se poate desfășura în condiții legale. Înainte de a da cuvântul domnului președinte de ședință, domnului Papancea Sorin, o să vă rog să votăm procesul verbal pentru ședința ordinară anterioară, în forma în care vi l-am transmis prin materiale de ședință comunicate. Dacă sunt obiecțiuni, vă rog să luați cuvântul. Dacă nu, supun la vot procesul verbal de ședința trecută. Cine este pentru, da? Deci în unanimitate. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a prezenta ordinea de zi. Bună ziua, în primul rând. Ordinea de zi a ședinței de Consiliul Local al Comunei Gurava e... Se convoacă Consiliul Local al Comunei Gurava, în ședință ordinară, pe data de vineri, 22 iulie 2016, ora 16, în sala Căminului Cultural Comuna Gurava. Cu următoarele proiect de ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Gurava, inițiator primar Valerica Mihalcea. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali, ca reprezentanți ai Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale numărul 1, Gurabăi, inițiator primar Mihalcea Valeric. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție Cămin Cultural Dumbrava, inițiator primar Valerica Mihalcea. Proiect de hotărâre privind stabilizarea unor taxe și măsuri privind desfășurarea activității celor de colectare a deșeurilor de către Serviciul de Salubritate de pe raza Comunei Gurabăi, inițiator primar Mihalcea Valeric. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și activități ce trebuie efectuate de beneficiarii legii 416/2001, actualizate și de persoanele condamnate în civil sau penal la prestare de activități în folosul comunității. Prezentarea raportului de activitate pentru anul 2015 a primarului Comunei Gurabăi, inițiator primar Mihalcea Valeric și diverse. Da, supunem la vot ordinea de zi. Dacă nu sunt comentarii asupra ordinei de zi, cine este pentru? Deci, mai unanimitate. S-a votat ordinea de zi a ședinței Consiliului Local cu mai grabă. Până domnul secretar găsește primul punct al ordinei zi, am o constatare omenească, firească și de bun simț al cetățeanului din Gurabăi. Dragi consilieri, când este ședință ordinară, trăsnește, plesnește, suntem prezenți la ședință de Consiliu Local. Avem activități multiple. Avem fermă de animale, fermă de bolțari, fermă de bălea. Nu mă interesează. Suntem reprezentanți ai comunității și cetățenilor din Gurabăi. Suntem prezenți la ședință de Consiliu ordinară în care noi luăm decizii pentru viața comunității pentru 4 ani. Nu se poate ca pentru interese personale să jucăm la loterie și la bunul plac viața comunității noastre. Sunt consilier vechi, primar, viceprimar, fost viceprimar, care trebuie să știe că există o disciplină, că noi nu ne batem joc de cetățeni din Gurabăi. Nu ne întâlnim numai în campanii electorale, să spunem vrem pentru comunitate. Nu, ne întâlnim din prima ședință a Consiliului Local în care spunem vrem drum
vrem asta, vrem alimentare cu apă, vrem dig, vrem tot ceea ce trebuie pentru comună. Nu este posibil, dacă am probleme personale, să las comuna și cetățenii din gura voi să aștepte cu mâna întinsă mila Domnului de sus din cer. Asta este părerea mea și pentru această părere, pentru această mentalitate voi lupta acești 4 ani. Când veți solicita primarul comunei Curavoi și nu va răspunde prezent, vă rog să-mi spuneți că îmi dau demisia. La fel și la fel vă rog și pe dumneavoastră. Nu puteți să răspundeți solicitărilor comunei cetățenilor din comuna Curavoi, dați-vă demisia, fiindcă noi nu suntem aici puși pentru interesul personal. Aici suntem votați pentru a rezolva problemele unei comunități. Orice lipsă a unui consilier poate duce la neaprobarea unui proiect important de 1 milion de euro. Așa s-a procedat în perioada anterioară. Aviz domnului consilier Pașcu. Și de-aia vreau să transmit un ultim avertisment. Vă aude că noi transmitem pe Facebook. Dacă are prea multe persoane sau prea multe probleme personale, să-și dea demisia. Noi suntem o comunitate de oameni cu demnitate, o comunitate care vrem ceva. Dacă din prima zi și până ultima zi mă opun binelui comunei, ne dăm demisia și ne ocupăm de probleme personale. Fermă, familie, 2 metri de pământ, 3 oi și 4 vaci și un cal. Comuna Curavoi nu stă în Pașcu și nici în alții. Stăm noi care vrem binele comunității. Asta este ce am vrut ca un prolog al activității mele ca primar pe următorul mandat. Sunt alături de dumneavoastră în condițiile în care dumneavoastră răspundeți prezent cel puțin la ședințele pe comisii și ședințele ordinare. Ședințele extraordinare sunt în cazul de urgență. Atunci este posibil ca un consilier să fie găsit într-o altă localitate. Nu o să impun unui consilier aflat la Cluj să-mi vină mie în 3-4 ore la ședință de consiliu local. Dar nici nu se poate ca un consilier fost primar astăzi să nu vină la ședință, fiindcă are de mult oaia. Să mulgă oaia, să lese pe altul care vine la ședință de consiliu local. Bun, deocamdată? Începem cu primul punct pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare instituțională a Consiliului Local al Comunei Curavoi. Consiliul Local al Comunei Curavoi, întrunit în ședință ordinară în data de 22.07.2016, analizând expunerea de motive a primarului numărul 11.006 din 15.07.2016, precum și raportul secretarului numărul 11.030 din 18.07.2016, prin care se propune aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Curavoi. Având avizul Comisiilor de Specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Curavoi, în conformitate cu prevederile articolului 85, litera 3, din legea numărul 393/2004, privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, articolul 64 din legea numărul 24/2000, privind normele de tehnică legislativă, pentru elaborarea actelor normative publicate și ale articolului 2 din Ordonanța Guvernului numărul 35/2002, pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a Consiliilor Locale, aprobată prin legea numărul 673/2002. În temeiul articolului 45 din legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și cu modificările și complementările ulterioare. Propunere spre aprobare. Articolul numărul 1. Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunii Curavoi, conform
anexei numărul 1, care face parte integrantă prin prezenta hotărârii. Articolul 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea orice alte hotărâri ale Consiliului Local, având al Comunii Gurabăi, având același obiect de reglementare. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor interesate prin grija secretarului Comunei Gurabăi. Inițiator, primar Mihal Ceavalele. O să citesc eu raportul de specialitate de la acest proiect de hotărâre. Este întocmit de mine. Având în vedere prevederile OG 35/2002 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, prevederile articolului 85 alineat 3 din legea 393/2004 privind statutul așilor locali cu modificările și completările ulterioare, prevederile articolului 2 din OG 35/2002 pentru aprobarea regulamentului cadru de funcționare și organizare a consiliilor locale aprobată prin legea 673/2002, și având în vedere modificarea componenței Consiliului Local al Comunei Gurabăi după alegerile din 5 iunie 2016, consider oportună și necesară cunoașterea și actualizarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, așa cum este prevăzut de lege. Și acum o să fiu foarte scurt, pentru faptul că o parte dintre dumneavoastră sunteți consilieri noi. La început de mandat, v-am anexat regulamentul de organizare și funcționare a Consiliilor Locale prevăzut de lege, a fost adaptat pentru Comuna Gurabăi, pentru că fiecare comună are specificul ei, număr de consilieri și alte lucruri care o fac aparte. Vă rog, dacă e nevoie, vi-l multiplic. Aveți acolo elaborate toate procedurile, toate atribuțiile a viceprimarului, cum să aleg, cum se desfășoară comisia de specialitate. Vă rog să-l învățați, pentru că este legea dumneavoastră de bază, ca să spun așa. Da. O să vă fac, dacă e nevoie, o copie după fiecare în parte. Este cartea dumneavoastră de căpătâi privind organizarea și funcționarea Consiliului Local. Față de cele spuse, domnule președinte, cred că puteți... M-am o mențiune eu, cu rugăminte sufletească, să înțelegeți că primăria Gurabăi trece printr-un proces de reformare. Am avut un secretar, cum l-am avut, ca să nu mă exprim altfel. Aducem tineri, aducem oameni cu demnitate, care să rezolve problemele primării. Exemplu de față îmi stă mentalitate. Domnul Silviu Tinei, un băiat cu facultate, cu masterat, cu ambiție și cu foarte mult discernământ și multă dragoste pentru comun, a spus așa: domnule primar, din tot personalul primăriei accept funcția de secretar. Mă voi adapta condițiilor acestei funcții, voi asimila toate cunoștințele necesare funcției de secretar, iar eu am spus așa: domnule Silviu Tinei, te voi sprijini ca primar să urmezi cursurile care sunt necesare funcției de secretar administrației locale, ca dumneata să poți să-ți îndeplinești mandatul de secretar. De aceea vă rog cu toată sinceritatea să fiți alături de noi, alături de acest tânăr care vrea să pună la punct multe lucruri lăsate în stand-by, multe lucruri lăsate în coadă de pește de fostul secretar. Sincer, admir ambiția acestui tânăr și vreau să-l sprijin și dumneavoastră și să înțelegem că vor fi mici inadvertențe, dar sunt mici, noi fiind alături de dânsul vom fi puternici și vom îndrepta toate tot ceea ce înseamnă legislație și tot ceea ce înseamnă activitatea primăriei.
am vrut să fac această paranteză ca să se știe că un secretar îl schimb greu. 4 ani am luptat cu un om cu grave devieri comportamentale. Am fost admonestat, am fost judecat, fiindcă nu am fost mai dur cu fostul secretar. Dar vă spun cu toată sinceritatea anilor mei, un secretar îl schimb greu. Un secretar îl găsesc greu. Și mai am un exemplu în paralel, un doctor de familie la Dumbra. Ați văzut cât de greu găsesc un doctor de familie, medic de familie, în care sau la care 1200 de oameni suferă și nu au posibilitatea de a beneficia de drepturile pentru care au muncit o viață. Sunt oameni pensionari, oameni care au muncit în condiții grele și astăzi nu au un medic de familie, deși ca primar am numeroase notificări la Casa de Asigurări de Sănătate, la Direcția de Sănătate Publică pentru a ni se aloca, pentru a ne se acorda și a fi sprijiniți în a fi în a diriza un medic de familie la Dumbra. Nu sunt medici de familie la ora actuală. Vom aștepta prima generație de medici de familie care depun jurământul în perioada următoare și sperăm să rezolvăm o problemă spinoasă. La fel este și cu secretarul comunei. Am sprijinit acest tânăr și vă rog să-l sprijiniți dumneavoastră. Sunt sigur că va fi de multe ori sau de N ori mai bun decât postul secretar. Restul înseamnă doar abnegație, muncă, pasiune și dragoste față de oamenii din gura lui. Da, domnul secretar. Se mai scrie cineva la cuvânt? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru acest proiect de hotărâre? Se abține cineva? Unanimitate, punctul 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea a 2 consilieri locali ca reprezentanți în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale numărul 1 Gura-Văi. Consiliul Local al Comunei Gura-Văi, întrunit în ședință ordinară în data de 22 iulie 2016, având în vedere prevederea articolului 4, aliniatul 1, litera C, și ale articolului 5, aliniatul 2, litera A, din Ordinul Ministerului Educației și Cercetării, numărul 4619 din 2014, privind aprobarea metodologiei cadrul de funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare. Expunerea de motive a primarului Comunei Gura-Văi, înregistrată la numărul 11.013 din 15.07.2016. Adresa numărul 11.126 din 30.06.2016 a Școlii Gimnaziale numărul 1 Gura-Văi, înregistrată la numărul 10.665 din 30.06.2016. Raportul compartimentului de specialitate înregistrat la numărul 11.012 din data de 15.07.2016. În temeiul prevederilor articolului 45, aliniatul 1 din legea numărul 215 din 2001, privind administrația publică locală, republicată și cu modificările complementările ulterioare. Propune spre aprobare, se aprobă desemnarea a 2 consilieri locali din cadrul Consiliului Local al Comunei Gura-Văi pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Școlii numărul 1 Gura-Văi. Astfel. La citire raportul de specialitate, am lăsat pentru dezbatere desemnarea celor 2 consilieri. Raportul de specialitate este întocmit de subsemnatul.
Având în vedere prevederea articolului 4 alineatul litera C și ale articolului 5 alineatul 2 litera din Ordinul Ministerului Educației și Cercetării numărul 4619/2014 privind aprobarea metodologiei cadru de funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare, adresa numărul 1126 din 30 iunie 2016 a Școlii Gimnaziale numărul 1 Guravăi, înregistrată în Primăria Guravăi sub numărul 10665, v-am expus acolo detaliat exact ce spune Ordinul Ministrului. În cazul în care Consiliul, articolul 4, Consiliul de Administrație se constituie din 7, 9 sau 13 membri, după cum urmează. Am înțeles că la școala Guravăi e vorba de 9 membri, mi-a comunicat doamna directoare. În cazul în care Consiliul de Administrație este format din 13 membri, dintre aceștia 6 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 3 reprezentanți ai Consiliului Local și 3 reprezentanți ai părinților. Directorul unității de învățământ este membru de drept al Consiliului de Administrație din cota aferentă cadrelor didactice. Articolul 5. În vederea constituirii noului Consiliu de Administrație în acord cu prevederile articolului 4, directorul unității de învățământ derulează următoarea procedură. Solicită în scris Consiliul Local primarului, respectiv în cazul învățământului special Consiliului Județean, Consiliul General al Municipiului București, președintelui Consiliului Județean sau Consiliul General al Municipiului București și Consiliul Reprezentativ al Părinților, desemnarea reprezentanților înscrise în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării. În cazul unităților de învățământ în care există clase cu învățământ în limba maternă, directorul va solicita Consiliului Reprezentativ al Părinților să desemneze și un reprezentant al părinților elevilor care învață la clasele cu învățământ în limba maternă. În mod similar, se procedează și în unitățile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale, în cadrul cărora funcționează și clase cu predare în limba română. Consider că este atribuția Consiliului Local de a-și desemna reprezentanții în unitățile aflate în subordine. Expunerea de motive a primară, dacă dânsul doresc să o citească, este exact același lucru care v-am spus mai înainte. Dacă nu, domnul președinte, supuneți dezbaterii proiectului de hotărâre. Nu. Păi, să propunem două propunem persoane. Propunem două persoane ca să... Două persoane. Domnul Cali. Ascultăm propunerea. Propun două persoane ca în, să facă parte din Consiliul de Administrație a școlilor. Unul din Guravăi să fie și unul din Dumbrava. Nominal. Nu, am dat să spunem la vot numărul. Da? Specifică faptul că doriți să fie unul din Dumbrava și unul și unul din mai corect, ca să fie mai ușor din transmis atât informațiile cât cel mai nervos, corect. Da, la Guravăi avem pe Monica, că tot e aici așa, și la Dumbrava... Pe domnul Calin. Pe domnul Calin, că tot e pensionat, n-are de prășit. Ai vrut după altul, dar uite că ai intrat. Nu mai sunt nu mai sunt alte opinii diferite. Nu, nu. Să punem la urmă propunerea domnului Călin Ioan, cu privire la faptul că să fie reprezentat în satul Dumbrava și... Și Guravăi, da. În Consiliul de Administrație, este primul lucru care spune la vot. Corect, dar să punem la vot. Să puneți la vot. Supra la Dumnezeu. Ce okay. Deci, da? Da. Da, și propune pe doamna Monica Ciocan și pe doamnul Călin Ioan. Foarte frumos. Suntem de acord. Doamnul Tădaru propune pe doamna Monica Ciocan. Și Călin Ioan. Mai sunt alte propuneri? Nu. Dacă nu mai sunt alte propuneri... Supune la vot. Sunteți de acord cu... Cine este pentru? Anu. Eu sunt pentru doamna. Știu eu. Nu am zis, da. Este corect. Punctul 3 pe ordinea de zi. Privind aprobarea modificărilor indicatorilor tehnico-economici la obiective de investiție, construire, cămin cultural, sat Dumbrava, Comuna Guravăi, județul Bacău. Consiliul Local al Comunei Guravăi, întrunit astăzi în ședință ordinară la datele 22 iulie 2016. Având în vedere
Pe vederea articolului 1 și 2 ale articolului 41 al Legii Finanțelor Publice numărul 273 din 2006, modificată și completată. Pe vederea Legii 213 din 1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare. Hotărârea Guvernului numărul 28 din 2008, privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurilor și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție din ordinul numărul 863 din 2008, privind aprobarea instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din hotărârea Guvernului numărul 28 din 2008, privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție, cu modificările și completările ulterioare. Expunere de motive a primarului Comunii Gurabăi, registrată la numărul 11.008 din 15.07.2016. Referatul compartimentului de specialitate numărul 10.919 din 3.05.2016. Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. În temeiul articolului 45, aliniatul 6 din legea numărul 215 din 2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare. Propune spre aprobare. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție, construire, cămin cultural, sat Dumbrava, Comuna Gurabăi, județul Bacău, după cum urmează. Valoarea totală de 1.066.147 lei, fără TVA, 1.279.377 lei, inclusiv TVA, din care C plus M, 935.019 lei, fără TVA, și 1.122.023 lei, inclusiv TVA. Articolul 2. Finanțarea lucrărilor pentru realizarea obiectivului menționat este asigurată de la obiectivul de investiții, construire, cămin cultural, sat Dumbrava, Comuna Gurabăi, județul Bacău, în anul 2016. Articolul 3. Ducerea la îndeplinire a prezenței hotărâri este credințată biroului financiar, contabil și biroului amenajare, teritoriului și urbanism. Prezenta hotărârii va fi comunicată celor persoane interesate prin legea secretarului Comunii Gurabăi. Inițiativa se va aprobă. În două minute am terminat cu această hotărâre. Am fost de multe ori criticat că nu voi face cămin Dumbrava. Dar de fiecare dată, cei care s-au opus și îmi pare rău că trebuie să spun că nu este de față, domnul viceprimar, fost viceprimar Antuchi, s-a opus. Ce-mi trebuia mie? Să am un proiect de hotărâre. O hotărâre de Consiliu Local cu primie pentru un proiect de construire a unui cămin cultural, trebuie să ai indicatorii economici. În indicatorii economici sunt cuprinși indicatorii care cuprind clădirea de bază plus proiectare, consultanță, dirigente de șantier, care a stat foarte importantă de a urmări fiecare etapă a construirii acestui edificiu. Asta înseamnă că noi, primăria Comunei Gurabăi, nu avem un aparat administrativ de specialitate, un inginer de construcții care să urmărească fazele ascunse. Ce înseamnă? Sapă fundația. Câți metri sapă fundația? Cât e de lată? Cât e de lungă? Pe ce porțiune se constată de către proiectant că acea fundație trebuie aprofundată, trebuie adâncită cu 0,5-0,7? Cine stabilește acest criteriu? Proiectantul, dirigintele de sanitar, beneficiarul, primarul Comunei Gurabăi și primăria Comunei Gurabăi și constructorul. În faza de proiectare, în condițiile în care era campanie electorală, nimeni nu mi-a aprobat nimic. A spus, domnule, după alegeri mai aprobăm, mai vedem noi. Suntem după alegeri. Pentru
definitivarea construirii căminului cultural, primăria Comunei Gurabăi, prin reprezentant primar Mihai Zavalerică, are nevoie de un diriginte de șantier care să urmărească fiecare fază a construcției de la Dumbrava, care să respecte, deci constructorul trebuie să respecte legislația și proiectul elaborat în faza de licitație, înainte de faza de licitație publică. Astea sunt criteriile pentru care eu, pe dumneavoastră, vă rog să-mi aprobați ca acest proiect să treacă și noi, permanent, acolo să avem un om de bază, urmărește. A săpat. Cât a săpat? A pus armătură. Ce armătură? Pe ce? Fi 16 sau pe ce? Fi 12. Sunt detalii foarte importante pe care noi trebuie să le urmărim printr-un reprezentant care este autorizat. Primăria Gurabăi are doar pe domnul Cornel Panțăru, care este inspector de urbanism, care nu este autorizat pentru urmărirea stadiilor de execuție unei asemenea clădiri. Nu este decât de a pune în practică legislația în vigoare, care nouă ne pretinde să avem o persoană din partea primăriei care urmărește fiecare fază, fiecare stadiu a execuției căminului cultural Dumbrava, ca noi să nu încălcăm legea. Asta este tot ce am putut spune și vă mulțumesc pentru. Se mai scrie cineva la cuvânt cu marginea? Vă rog, domnul Călin. Da. Referitor la ceea ce a propus domnul primar, suntem de acord cu condiții, vreau să mi se prezinte și persoana. Sper că persoana care mi se prezintă are, deci, încă din start s-a avut discuția că trebuie să fie autorizată în construcție și să aibă acel atestat. Deci trebuie să ni se prezinte persoana și în funcție de asta noi îi dăm tot girul, toată puterea. Sunt nicio formă, nu va fi putut. Da, domnul Pașcu. Legea ne obligă, indiferent dacă noi vrem sau nu. Da, bineînțeles. Persoana autorizată, sunt afișate peste tot, obligatoriu va fi o persoană autorizată, din care primarul răspunde indiferent el. Deci nu răspundem noi. Doar noi suntem de acord. Să dăm 15.000 de lei. Să dăm banul ca așa trebuie. În rest, ei vor răspunde. Ei vor răspunde, nu răspundem noi. Bine. Deci niciun dirigente de șantier nu poate fi aprobat de către primărie decât în condițiile în care are toate autorizațiile și atestatele în termen. Domnule, dumneavoastră aveți nevoie de avizul nostru pentru a putea contacta o persoană respectivă. Puteți spune la vot. Da, da, poți să spune la vot. Spune la vot. Deci, unanimitate. Mulțumesc. Aici am avut un precizat. Cu firma de construcții, oameni buni, mențin, ți-am spus și înainte de campanie. La mine s-a terminat campania, dar campania este pe viață la mine. Vă menționez, dacă vor continua în acest rit, vor termina căminul cultural cam pe 15 noiembrie. Noi avem acolo jumătate din bani alocați de la începutul anului în bugetul local. Și noi, sper și dumneavoastră, vom fi de acord și achităm suma la rectificarea de buget, la cheltuirea de buget de anul viitor. Este corect. O clădire pe care o încep anul ăsta și o termin în 4 ani, vă dați seama, necesită cheltuieli suplimentare pentru pază, pentru a o întreține și pentru a
desfășura activitatea. Deci un patron de societate, orice administrator de societate, când începe o lucrare, are interesul. Și chiar și dumneavoastră, și eu ca primar, ca reprezentant al UAT-Gura Văi, am interesul să terminăm o lucrare cât mai repede. De ce? Are impact. Și redă speranța oamenilor că se poate și la noi repede, nu numai în alte comune. Păi dacă e o tălălă, e o clădire, 4 ani, îi dau un miliard, îi dau un miliard la anul și la anul ăla, nu face nimeni. Firma respectivă cheltuie suplimentar să-și ia de acolo baraca cu organizarea de șantier, cu oameni, cu utilaje. Dar așa, în momentul când are un ritm continuu, când acea activitate de construire a acelui cămin cultural se desfășoară rapid și are certitudinea că primește banii, cred că este benefic pentru ambele unități contractante, primăria și constructorul. Eu chiar cred cu certitudine că orice lucru făcut cu demnitate, respectând legislația în vigoare în domeniul construcțiilor, aduce un plus în Comuna Gura Văi. O clădire începută în iunie, terminată în noiembrie, terminat de plătit în ianuarie, februarie, maxim martie, înseamnă o relație corectă, principială, între constructor, primărie și cetățean. Cetățeanul, la finalul anului, va avea o clădire modernă, o clădire în care oricând se pot desfășura adunări cu populația, o comitrie, o nuntă, orice, o aniversare. Asta este și cred că chiar suntem pe drumul cel bun. Da. Să mai scrie cineva la cuvânt? S-a votat. Trece mai departe. Trecem la punctul 4 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe și măsuri privind desfășurarea activităților de colectare a deșeurilor de către Serviciul de Salubritate pe raza Comunei Gura Văi. Consiliul Local al Comunei Gura Văi, întrunit în ședință ordinară în data de 22 iulie 2016 și având în vedere prevederile legii numărul 101 din 2006, republicată privind serviciul de salubrizare al localităților, prevederile ordonanței de urgență numărul 92 din 2007 pentru modificarea și completarea legii serviciului de salubritate a localităților numărul 101 din 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, partea 1, numărul 671 din 1 octombrie 2007, aprobată cu modificările și completările din legea numărul 224 din 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, partea 1, numărul 743 din 3 noiembrie 2008. Prevederile legii 51 din 2006, republicată, referatul Inspectoratului pentru Protecția Mediului, numărul 11.025 din 18.07.2016, expunerea de motive a primarului Comunei Gura Văi, numărul 11.009 din 15.07.2016, avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Gura Văi. În temeiul articolului 45, aliniatul 6 din legea numărul 215 din 2001, privind administrația publică locală republicată cu modificările și complementările ulterioare. Propune spre aprobare. Se instituie cu titlul de taxă specială de salubritate suma în quantum de lăsat la atitudinea fiecare pentru utilizatorii persoane fizice care refuză încheierea contractelor de prestări servicii cu operatorii de salubritate. Se instituie cu titlul de taxă specială de salubritate suma în quantum pentru utilizatorii persoane juridice care refuză încheierea contractelor de prestări servicii cu operatorii de salubrizare. Constituie contravenție și sancționează cu amendă de la 500 de lei până la 1000 de lei refuzul utilizatorului de a încheia contracte de prestări servicii cu operatorul de salubritate licențiat în area de delegare respectivă. Constituie contravenție și sancționează cu amendă de la 1500 la 3000 de lei fapta de aprindere și sau arderea deșeurilor din recipientele de precolectare, colectare sau de ardere a deșeurilor vegetale
rezultate de la operațiunile de curățare a spațiilor verzi, arbuștilor, arborilor. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 la 300 de lei lipsa asigurării precolectării separate în recipiente asigurate de operatorul serviciului distinct, inscripționate și amplasate în spațiile special amenajate a deșeurilor pe care le au generat în propria gospodărie sau ca urmare a activităților lucrative pe care le desfășoară. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 la 500 de lei nepunerea declarației de proprie răspundere privind numărul de persoane existente în locuință până la data de 30 martie a fiecărui an. Constituie contravenție și sancționează cu amendă de la 100 la 500 de lei blocarea sau interzicerea accesurilor utilajelor de colectare a deșeurilor în punctele de colectare. Constatarea contravenției prevăzute de prezenta hotărâre și aplicarea sancțiunilor se face de către primar, viceprimar, compartimentul poliției locală prin agenții SES și Inspectoratul pentru Protecția Mediului. Dispozițiile referitoare la contravenții prevăzute în lege se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului numărul 2 din 2001, aprobată cu modificările și completările din legea numărul 180 din 2002, cu modificările și completările ulterioare. Prezenta hotărâre va fi dusă la cunoștință tuturor persoanelor interesante prin grija secretarului Comunei Gurava. Da. Tot eu o să vă rog să mă lăsați să pledez pentru această cauză și acest proiect de hotărâre. Dragii mei, astăzi am simțit un gust amar. Am și eu câțiva ani. Îmi vine o persoană care totuși are o pensie de 15 milioane, domiciliu Guravăi, două case și mi-aduce containerul luat de la Uniunea Europeană înapoi, îl pune pe holul primării să certa cu doamna Dana Răileanu de la taxe și poste. Eu nu vreau să plătesc, eu nu produc gunoi. Haideți să privim lucrurile în față. Ce vrem noi pentru comună? Până acum mergeam prin sat cu oameni la ajutor social, pampers, gunoaie pe toate ulițele, pe toate șanțurile, pe toate păraile, pe malul trotușului. Nimeni nu plângeau pe cei care în microb și în condiții deosebite strângeau, dădeau foc și încercam să aducem să igienizăm acele locașuri, acele locuri. Vine acest domn și spune, domnule, eu nu produc gunoi. Ți-am adus containerul de la Uniunea Europeană înapoi, ăla de 125 de litri, nu voi plăti. Și îi spun, domnule, ai domiciliu de Guravăi, vei plăti, va plăti, să vă spun de ce. Nimănui din nici într-o comunitate nu ne este permis nici să dăm foc la peturi, nici să ardem gunoaie oriunde și oricând, nici să aruncăm oriunde și oricând. Trebuie să ne încadrăm într-o normalitate ca să fim cetățeni nu europeni, cetățeni cu bun simț. Eu n-am spus niciodată să fim europeni, dar să fim cu bun simț putem fi. În sensul că sunt de acord, am posit în o gradă, am tăiat lăstare la vie. Cum să-i scos tu la container? Așa se procedează astăzi în Guravăi. Au tăiat niște crezi, l-au scos la container. Până acum n-aveam niciun gunoi și când... Probabil au butelii. Acum, când ne uităm lângă containerul de 125 de litri, mai apar încă 7 sați. Am numărat la o familie 11 sați. Să vă spun sincer, am fost cu băiatul de la mediu și cu băieții de la poliția locală, în acești sați erau așa. Și cenușă, și crenzi de copac. Menajer înseamnă cu totul diferit. Creangă de copac, cenușa, o duc undeva, într-o curte, nu într-o curte, într-o porțiune de grădină, este ceva reciclabil.
ecologic, îl pun acolo, se macerează și cu ăla îngraș pământul. Nu-l pun la container. Mi-a pus la container și câini și pisici. Nu este gunoi menajer. Să reținem și dumneavoastră, dragii mei, aveți un rol important de a populariza ceea ce spun eu sau ceea ce este prins în contractul între noi și ADIS prin Rompres. Gunoi menajer se referă la cu totul altceva. N-ar vrea să intru în detalii și amănunte, dar aș vrea ca și comuna mea, comuna dumneavoastră, să intre în normalitate. Am încercat și aici va fi rolul și aportul dumneavoastră și al meu și al domnului viceprimar și al celui de pe Bubis, ca pe fiecare uliță să putem intra în mașina de mult. Să avem acces la poarta fiecărui om, asta ne privește pe noi. Restul este obligația fiecărui cetățean de a plăti colectare. Fiți foarte atenți, 3,76 de bani. Înseamnă colectare. Au mașină, au personal, vine la poarta ta, zgolește containerul, îl pune în mașina lor, pleacă și îl transportă la Bacău, îl reciclează. Da? Corect. În 3,76 de bani. De 4 ori pe lună. Nu considerați că firma respectivă trebuie să-și scoată cheltuiala. De unde o scoate? Sunt de acord, suntem necăjiți, suntem amărâți. Dar în aceeași ordine de idei, nu suntem oameni la care ne mănâncă șarpele și broasca la nas. Nu avem gunoi în fața porții. Cum n-a venit mașina? O săptămână toată lumea mă suna. De ce nu ne ia gunoi? În condițiile în care nici 10% nu au achitat gunoi pe 6 luni. Vin și spun, domnule, dar eu sunt în România acum, dar peste o săptămână plec. Dar nu pleacă. Am pus personalul din primărie, poliția locală, să identific toate persoanele care sunt astăzi în comună. Într-adevăr, am găsit situații care și pe mine, practic, mă debusolează. Foarte multe case părăsite. În Motocest, un sat cu câteva, cu 100 și ceva de oameni, 50 de case părăsite. Nu locuiește nimeni. Păltinata, 73. Reproducție, știu sigur și cu certitudine. Guravăi, dacă mă urc de la Butucelă la deal, spre biserica din sus, din 7 case, dacă este una locuită, restul bătrânii au murit, copiii sunt plecați în străinătate. Este o realitate pe care noi ne însușim. Dar putem totuși, cu hotărâri de Consiliul Local, să strunim acest lucru, în sensul că, domnule, locuiești cu familia, plătești. Nu spui, bă, dacă am doi copii, plătești numai pentru mine, îi dau declarație pe proprie răspundere, cunoscând legislația în vigoare, că încalcă legea și poate fi tras penal la răspundere, declară două persoane. Nu se poate. Deci iau alocație pe copil, iau alocație suplimentară, iau alimente, mă duc și iau, da, dar în momentul când trebuie să plătesc gunoi, nu plătesc. Cam cum vedeți dumneavoastră această problemă? Cum vine asta? Vă dau un exemplu asta. O zi nefastă în viața mea, ca primar, o persoană care avea cel puțin 15 milioane pensie, două case, mașină, tot ce vrei la scară, domiciliul Guravăi stabil, nu doar flotant. Zice, domnule, nu stau în Oana, eu stau aici. Bine, domnule, plătește în Oana, nu. Plătește în Oana, nu. Păi nu plătește nicăieri.
mi-aduce containerul înapoi și mi-l pune pe hol. Cum vedeți dumneavoastră această problemă? Cetățean al Comunei Gurabăi locuiește și eu produc cu noi menajer. Nu există așa ceva, vă spun, și nu vreau să dau nume, nu este posibil, nu este frumos, este vorba de demnitate. Știm. Dar nu se poate nici așa ceva. Dacă îngădui la un om care are 14-15 milioane pensie, mașină, tot ce vrei, două case, teren, 4-5 hectare, ce fac cu omul care e la ajutor social, cu 6 copii și nu are niciun venit nimic, trece din ce-i dăm noi și spun totuși, ai 6 copii, plătește... Are pământ. Bunoi. N-are pământ, dar avea pământ, nu-i dai, nu-i dai, nu? Domnul Călin. Nu are oficial, dar are. Nu, ca idee. Vă spun doar atât. Trebuie doar atât. Legea impune doar așa. În condițiile în care persoanele respective nu plătesc, primăria, prin aparatul de specialitate, prin Consiliul Local, instituim o taxă. Deci dacă nu achizi 3,76 de lei de persoană pe an, în condițiile, domnule, vine, domnule, de 4 ori pe lună, domnule, o persoană plătește 450 de lei. Da? Atunci să instituim o taxă la care eu, sau instituim în impozitul pe persoană fizică. Da? Sau pe casă. Sunt două modalități de a nu bloca primăria. Vă informez că la ora actuală, prin faptul că nu se plătește impozitul pe gunoiul menajer, noi suntem datori la Romprest o sumă de vreo 300 de milioane de lei. Au plătit doar, să nu exagerez, 17%. Eu nu plătesc că n-am container. Dar când eu am fost tot... Da, problema asta vreau să vă spun și eu mult. Stai un pic, te vindu-mi primar, după aia ne scriu la cuvânt. E ok, da? Haideți să vă spuneți care sunt modalitățile. Nu, pe dumneavoastră explicat, da? Ne scriu la cuvânt. Eu vă spun cum am trăit. Am fost în Păltinat, am stat 3 zile odată, 2 zile odată, încă 2 zile odată. Cu papucul primăriei, cu loganul primăriei, distribuiam containere, mă duceam până la poartă numai să ia containerul ăla gratuit. Mulți au gândit în felul următor, dacă nu iau container, nu plătesc gunoi menajer. Acum apare reversul medaliei. Da. Plătește, dar nu are container. Vine mașina săptămânal, este seriozitate, și se întreabă cineva, eu nu vreau să plătesc că n-am container. Te întreb pe tine, cât este de simplu ca cetățean al Comunei Gurabăi, vii la primărie sau nu poți veni, ești bătrân, dai la un nepot, la o cunoștință, la o rudă, copie după buletinul de identitate, numărul de telefon, numărul de casă sau rol agricol și eu, prin domnul Butu, prin polițiștii locali îți dau container gratuit, ți-l aduc la poartă și sun, tante Mărioară, bădii Gheorghe, ți-am adus container gratuit. Care este problema? Deci, toți mai cred că se mai poate. Mai sunt container? Nu se mai poate. Deci, unul mai sunt container? Sunt container. Acum am comandă pentru 53 de container. Le trimit la poartă, le duc cu benzina primăriei, loganul primăriei. Aveți o situație care nu s-au primit, nu? Am ajuns aveți situații care nu s-au primit. Deci nu poate spune nimeni că eu, ca primar, aparatul de specialitate al primarului, nu ia măsuri să nu-i duc la poartă și containe. Aveți o situație la cei care nu s-au primit? Avem tot care nu s-a... Asta, asta e una din probleme. A doua problemă este mai spinoasă. Fiecare om trebuie să rețină că orice ce serviciu în lume se plătește. Dau exemplu copiilor mei din Anglia. E chiar și dacă vin, sau al domnul Pascu din Italia. Au plecat din Italia, dar e paușalul, gunoiul, 100 de euro pe lună îl plătesc și dacă trăsnește pământul. Chiar dacă ei sunt în România la plată. Așa sunt și copiii mei. Păi dacă nu-i învățăm pe oameni, dacă nu-i
sprijinim ca să înțeleagă. Nu se poate, este mai greu, este procedura. Oricărui om îi spui că trebuie să dea un leu, este... Spuneți dumneavoastră că le dați un leu, să vedeți să face coadă la primărie. Dacă le dau, dați la alimente. Nu. Cam are informații. Și să mai trec la partea de societăți comerciale. Sincer, n-am nicio pretenție la nimeni. Dar vă spun și vă dau exemplu meu. Plătesc persoană fizică, eu cu soția, două persoane, și având societatea cu fiul meu, mai plătesc persoană juridică. Corect, mă întreb altfel. Am societăți în Comuna Gurabului care, la ora actuală, încă n-au încheiat contractul Romprest. Și au câte două, trei puncte de lucru și societăți puteți. Nu vă ascund, chiar de domnul Vicelatul Marandos. N-a încheiat un contract. Băi, încheie pentru o singură firmă, pentru sediu măcar de Gurabui. Nu cer pentru amândouă, dar eu nu pot să tratez cu atâta nonșalanță, cu atâta nesimțire, Consiliul Local, potrește Consiliul Local și chiar legislația în vigoare. Au avut norocul că firma Romprest, contractul cu Adisu a intrat în vigoare după 1 ianuarie. Că orice societate comercială care solicită autorizație de funcționare, asta însemnând de la anul din ianuarie, îmi prezint un contract cu o firmă de salubritate. Că eu spuneam, nu veni la mine, nu dau autorizație să mă puse de mine, să mă puse. Și nu întâlneam autorizație de funcționare. Dar nu este posibil ca astăzi, tu ai două puncte de sunt alegare că nu închei cu o firmă de salubritate și contract și sfidezi legea. Nu pot accepta așa ceva chiar dacă trec în panta aialaltă. Este de normalitate, de bun simț și 7 ani de acasă. Cu asta am spus tot, vă rog să luați deciziile dumneavoastră. Ce stabiliți dumneavoastră, eu pun în practică, de-aia sunt organ executiv. O să procedăm. Da, să mai înscrie cineva la cuvânt ca să nu... Suma. Da, deci dacă sunt 376 de persoană fizică... Ați propus dumneavoastră, da? Nu, 376 este în contract de persoană cu Adisu. Era în contractul cu Adisu. Da? Eu spun așa, cheltuieli de executare, care eu, dacă nu mi-achiți ca persoană fizică, nu vrei să închei contract cu primăria și Adisu, mai trimit scrisoare prin postă, costă 0,2 bani. Cheltuielile care? Da? Ticuri de la sine, ca la tribunal. Noi, ar trebui normal, de la 0, la 376, te duc la 5 bănuți. Fiindcă este normal că eu pun un personal din administrația locală, de la taxe și impozite, să te someze titlul executorul, consumtorul, consum hârtie, consum timpul postal, care timpul postal la orice scrisoare un leu. Păi de la 3,76 vine 4,76 și cu hârtie, cu toner, cu munca omului, fac 5 lei. Decizia va aparține, nu vreau să vă dau eu sugestie. Vă rog doar să rețineți că o comună se susține doar prin ceea ce încasează și cheltuiește. Dacă vrem ca mandatul nostru să facem și proiect, să facem și ceva pentru comunitate care să rămână, nu are rost să fie milă de cel care îți bate joc de mine, mi-aruncă pe toate păraile, pe toate drumurile, gunoiul, nu plătește și se gânde de mine. Cam asta este părerea mea, este părerea unui om cu bun simț din Gurabui. Deci se mai... Mai sunt înscrie la cuvânt. Mai scrie la cuvânt cine? 3 secunde. Niciun problem. Dacă nu vă deranjează. Referitor la ceea ce a spus domnul primar, cine a preluat până acum, noi o să facem în așa fel ca să, acea tasă care azi de 3,76, parcă am zis, da? Ce se întâmplă? Noi o să vorbim aici mult și bine.
Dacă nu o să facă publicitate vizuală peste toate pe unde fără, noi avem niște aviziere pe aici, pe alea vieță, mai erau și la Dumbrava una. Ar trebui puse aceste aviziere la locuri vizibile, chiar inclusiv pe container. Pe cele container mari care se găsesc prin localități pe unde nu se poate intra, pe unde colțuri, pe unde... Nu, dânsul nu are niciun bine, v-a spus doar că era de față. Dom'le, dar noi nu putem să intrăm cu mașina atunci, pe atunci dacă el nu poate să intre cu mașina acolo. Mi-a dat un răspuns, să vă spun eu o chestie, că mi-a dat un răspuns pentru care mine m-a deranjat. Și că, da, domnule, că la prima ta nu poate intra mașina. Și am zis, domnule, ia aici. Mă, dar să nu spui mie treaba asta, pentru că eu plătesc, mie nu fac un serviciu degeaba. Și în momentul ăla n-am luat gunoi, n-am luat container. Dar la ora actuală n-am spus că nu plătesc. Deci eu personal, eu nu știu dacă e mare sau e mică taxa, aveți altceva în put... Altă sumă, faceți propuneri pentru suma prevăzută la articolul 1. Dacă e 3,76 la persoane fizice, nu poate fi mai mic de 5 lei. Asta înseamnă corect. Că pierd un leu. Să mergem pe mini, pentru că știți ce se va lumea este înnăcăjită. Măcar de-ar plăti toată lumea aceea 3,76. Nu se referă la aia care nu vor, că nu care nu vor. M-am rugat de la persoane fizice. Nu 700 de lei. Dacă vreți să vedeți, atenționări, păi... Dar domnul primar, haideți să nu intrăm. Persoana juridică ar trebui să încheie contractul direct cu firma de salubritate. Să nu mai treacă prin primărie, pentru că atunci vă grevează pe dumneavoastră de anumite obligații pentru care nu știu dacă v-ar interesa. Da, dar rețineți, legea mi-mi pune mie ca o persoană juridică aflată pe teritoriul... Corect, să interveniți să facă acel contract. Dacă nu faceți, eu... Dumneavoastră luați măsuri. Nu închei cu 700, cu 70 de lei, îmi plătești mie 100 de lei, fiindcă eu în 100 de lei, diferența de la 70 de lei până la 100 de lei înseamnă postă. Da. Am reținut asta. Deci persoana juridică ar trebui normal să încheie contractul asta, direct cu societatea de salubritate. Așa se întâmplă. Nu, domnule, nu se poate pentru ceva. Așa se întâmplă greșit. Dați-mi voie să vă ascult. Persoana juridică avem legea 101/2006 care reglementează domeniul de activitate. Noi vorbim de o taxă specială, de, nu taxa în sine, doar pentru persoanele fizice sau juridice care refuză să încheie contractul. Pentru persoane fizice, pentru restul rămâne 376. Corect, gata, nu discutăm. Se plătește taxele la gunoi, că e fizic, că e juridic, rămâne după contractul cum este compres Consiliul Județean. 376 cu 70, 0,5 metri. Pentru cei care nu plătesc pentru a putea fi executați fiscal, se instituie o taxă specială de salubritate. Noi, ca și Consiliul Local, trebuie să dăm o hotărâre acum, prin care să fim acoperiți în momentul când primăria vrea să facă demersuri de a-l aduce pe ăla să plătească 376, nouă ne trebuie niște bani. Noi nu putem să fim... Atât! Ei, noi acum trebuie să dăm o sumă, un leu, 1,50 lei, 2 lei, să dăm ceva suplimentar pentru cel care nu plătește. Doar la cei care nu plătesc. Nu, nu de convins, nu! Nu-i de nu de a-l convinge. Nouă romprestul ne va bloca activitatea. Ne-a blocat. Noi sunt persoane care plătesc. Noi atunci trebuie așa, dau un exemplu, Vârlan nu a plătit, Călin, care suntem în față, totarul așa. Ei, prin primărie, cei care sunt în domeniul de a face chestia asta, trebuie să demareze niște hârtii. Noi nu putem, atunci când demareze hârtii, să-i aduci la tot 3,76 lei, suplimentarea care cheltuie, un leu, cum a spus, timbru, hârtie, toner, restul. Nu-l avem de unde îl sponsorizat. Ei, lua ăla la 3,76 care nu a plătit pe persoană, noi aici trebuie să dăm o sumă, să suplimentăm. Un leu cu 2, cu 3. Să avem... Da. Să avem de unde cheltuie banii cu persoana respectivă. Deci asta, să nu se înțeleagă greșit că... Să nu se înțeleagă greșit că în loc de 3,76 noi vom pune să plătească la 7 lei. Lei. Sau 8 lei. 5 lei, lei domnule, n-are. Cheltuieli de judecat trebuie să le ai, că asta este. Nu se rimă. Deci haideți să ne murim dacă mi se mai permite. Da. Dacă se permite. Deci pentru cei care nu plătesc la timp, am înțeles de la, de la expunerea pe care a făcut-o atât domnul vice, cât și domnul primar, să se mărească taxa de la, până la 5 la 7 lei, între 5 și 7 lei, da? Corect? Domnul, haideți să vorbim pe rând. Pe minim. 5 domnul Marius, haideți să vorbim pe rând. Deci, noi să mergem pe taxa aceea minim de 5 lei. 5 lei.
Pentru că în momentul când omul va vedea că n-a plătit în jumătate de an 3 lei 7, deci o să plătească 5 lei pentru diferența aia. Corect, da, da. Corect, da? Da. Bun. Acea taxă specială. Acea taxă specială de la dacă e bun așa, cu cine? Da, ăla cu punctul cel mai bine. Da, da, ăla e cel mai bine, cu punctul ăla. Asta e la persoane juridice. Trebuie să ne gândim la suma și la persoane juridice. Am și spus, de la 70 de lei la 100 de lei. Și aici intervine primarul și cu mediul Buravăiei. Domnule administrator de societate, te rog să-mi spui unde duci cu noi. În fiecare zi o societate are peturi, are doze de bere, are cartoane. Hai că vă arăt unul. Da? Da. Da. Și atunci am eu împuternicirea dumneavoastră ca acea societate să o aducem pe linia normală dacă nu plătești tu 70 de lei pe lună, în condițiile în care mașina pentru societăți comerciale vine lunea, nu vine marțea, da, când vine pentru persoane fizice. Da, noi am înțeles. Este simplu, da, concret. Acum, și o nu singură ne... problemă pentru persoane fizice, dacă mi se mai permite și îmi cer scuze, da, nu vreau să monopolizez. Chiar mă bucur. Da, da, ce se întâmplă? Sunt cazuri când nu intră mașina, nu vine. Haideți să le punem și lor o clauză, pentru că eu înțeleg ce spune omul, el face, fiecare ne dorim servici, fiecare ne dorim salarii cât mai mari, plouă, ninge, trăsnește, nu poate veni în ziua aia. Dați-mi voie să vă spun, dacă n-am venit în săptămâna aia, o secundă, domnul vice, dacă n-am venit în săptămâna aia, atât mie, care mie, ca persoană fizică, mie acel 1,26 de bani, nu-i mult, nu-i puțin, rămâne de văzut, trebuie și lui, bă, n-ai venit săptămâna asta, din motive tehnice poate n-a venit, problema lui asta. Tehnicii de geologie sunt multe. Deci nu discut. Deci am zis, eu am zis probleme, cauze tehnice. N-a putut veni să striga mașina, e problema lui asta, domnule. Da. Deci vreți să stabilim și pentru firma de salubritate, asta îmi da, da, deși reversă, nu numai pentru și pentru ei să aibă o clauză, așa el numai vine la noi, ne ia, dar nu ne dă, știți, cam așa este. Avem și reversul medaliei. Și încă ceva, tot discutăm despre gunoi, mai spun încă ceva și vă dau cuvântul meu că la punctul ăsta nu mai discut nimic. La punctul ăsta nu mai spun nimic. Așa, în acele locuri unde s-au stabilit acele eurocontainere mari, da? Vă rog frumos, dacă se poate, încercați să găsiți niște soluții, să se facă, vă rog, chiar notați, chiar să se facă niște platforme betonate, pentru ca să știe toată lumea, domnule, acolo este, nu-l găsești, azi îl găsești aici, mâine îl găsești în șantul celălalt dincolo. Am avut discuții, eu chiar am discutat cu domnul Mar și cu și niște, și lângă el niște containere de bidoane. Eu la revedere, mulțumesc. Eu vin cu altă discuție, cu altă propunere, pentru că trebuie să discutăm cu domnii. Sunt containerele astea mari, eurocontainerele, unde sunt amplasate diare și tot personalul pubelă mică. Și se duce personalul cu gunoiul la pubela, la eurocontainerul mare, și când îi spui, eu știu din prejurul meu, când îi spui, eu nu am gunoi, eu nu scot gunoi. Deci nu mai discutăm cu pubela. Unde sunt locații, le-am luat și le punem în zonele unde într-adevăr e greu accesibil. E bună opinia dumneavoastră cu mențiunea. Nu pot să spun că n-am gunoi. Le petonez și dacă mă ajută Dumnezeu, vreau să și pun camera. Gard de plasă. Corect. Trebuie și un gard ăsta pentru peturi. Da, domnule. Da, am zis, montaia pentru peturi. Hai să rămân tot la punctul acolo pentru societăți. Cât rămâne 70 lei, cât mai băgăm? 10 lei, 20 lei impuse. 10 lei impuse. Sunt opinii corecte și așa trebuie să ne comportăm. Pentru nu ne putem întoarce înapoi, ca fiecare să aduce domnul în vot. Nu trebuie, dar nu ne putem. Deci pentru articolul 1. Pentru articolul 1. La persoane fizice. De la 5-6-5. Referitor persoane fizice. În quantum de apetezi. Problema asta, că nu-i de gândit. Îi trimite o gardă de mediu. Când o dată
eu te mic eu, eu personal, să-mi spună mie un educe. Dar nu, deci eu nu sunt rău. Dar să spună mie, Luțe, ca un educe cu căruța, două căruțe peste vară. Dacă vă spun noi, vă spun eu un educe, cu burețarul educe, da? Păi dacă nu plătești 70 de lei pe lună... A trebuit să-l plătim și pe ăla care are o căruță. Da? Dacă e mai... Dă mai mult la căruță decât asta... Da, 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 da. Asta am încheiat, da? Ok. Propuneți și la... E bun așa, cum am propus, da, pentru societăți. De 5 și 8. Supunem întâi pe acest. Da. Pentru persoane fizice. S-a discutat pentru 5 lei. 5 lei, corect, da. Să spunem la vot. Vă rog frumos, ne-am dat procesul verbal de 5 lei pentru cei care sunt cu probleme. Nu? Acea taxă specială de 1,20. Sau ar fi bine să prevedeți în procesul verbal, secundă, în procesul verbal, deci acea, de până la 5 lei din 3,76 și până la 5 lei, și acea taxă specială de 1,26. De... Deci așa se prevadă, nu 5 lei direct, nu-i bine. Deci cheltuie suplimentare 1,26 de bani. Suplimentare necesare... Acum cu doi, acum cu doi, da. Nu e respectată procedura. Propuneți la propuneți suma pe care să 5 lei pentru persoane fizice. Stați un pic, domnule, suma nu este 5 lei. Nu. Suma este 1,26 de bani. Diferența. Diferența. Păi diferența, nu este diferența. Eu am pus cuantumul. Nu e corect. Domnule, nu e corect, domnule. Deci diferența de sachetă pentru pomul. Diferența. Dacă nu știi, nu știi. Păi da, mă, dacă nu achetă ăla, îi dai un pic, îi dai un pic. Locuiesc în una singură, nu poți să mergi pe la tine. Nu? Deci pe persoană fizică, dar discutăm, discutăm doi inși toată ședința? Toată... Ne ținem două ore și să discutăm doi inși. Păi da. Eu am și casa mea, să nu am mamă. Eu nu locuiesc la mamă, nu locuiesc nimeni. Plătesc numai la casa unui locuiesc. Exact. Ca și în oraș, am 4 apartamente, locuiesc la unul singur. Dar se face declarație pe proprie răspuns. Că locuiesc într-o singură adresă, la o singură locație. Restul nu se plătește. Vă rog să rețineți. Eu nu aș vrea ca dumneavoastră să votați în necunoștință de cauză. Sunt de acord doar atât, ca fiecare cetățean să știe că are obligații și răspunde. Obligații. Nu, dar are și dreptul. Drepturile le dau eu. Dar răspunderea și obligația este de a achita și această taxă de reciclare, transport, da? Colectarea gunoiului menajer. Dacă nu vrei să plătești 3,76 și eu nu pun bătrâni de consiliu local, eu iau ca primar de la 150 de milioane la 500 de milioane amendă. Da? Pentru cei care nu achită 3,76, vor achita 5. Asta am discutat, Sismul și Țărănește. Treabă de societățile comerciale. Societatea comercială nu achită 7 lei, achită 8 lei. Nu am amărțit, care e problema mea? Supune la vot. Supune la vot pentru articolul. Domnul primar, lăsați-o pe domnul președinte să supune la vot cum trebuie. Să supune la vot pe articole. Da. Supune la vot articolul 1 pentru persoane fizice. Taxa a fost cam un număr de 5 lei. Care este pentru? Este unanimitate. Acum trecem la articolul 2.
Taxă specială pentru persoanele juridice care nu plătesc. Am discutat așa. Am discutat așa. Nu poți care de care este cuant? 8 lei. 8 lei. 80. 80 de lei. 80 de lei, da. 80, 70, 80. Da, 80, da. Dar la persoană, dacă e 4, fă o codeală, unde se duce? Adică corect, domnule. Un leu ceva, unde se duce? Corect, la acolo e una singură și aici, dacă sunt 4, ce vorbim? Așa, să punem la vot. Să punem la vot și acum corect, suma de 80 de lei. Da. N-am zis că e de calculator, mai departe. E ok, nu? Gândiți corect și logic, așa în plasă. Pentru celelalte articole, dacă... Pentru celelalte articole, dacă sunt, mai sunt și noi, ca să... Eu îmi schimb una, acolo, și amenziile care pentru... Oftim, domnul Pașu. Amenziile vor fi mari, e primăria Livordana, dacă nu își vor primi, se va descurca. Da, sigur că da. Am muncă folosită. Deci trebuie, cum să spun, dat un avertisment, prima dată găsit soluția să plătească, și după toate astea, titlul executor. Dat amenda, că amenzile sunt mari și vă închipuiți că omul nu poate să plătească. Munca în folosul comunității, să vă spun sincer, sunt blând judecători. Pentru amenda de 30 de ore în folosul comunității. Dar spre surprinderea mea plăcută, am întâlnit un băiat tânăr care avea de achitat o sumă mare, dar nu că harnic. Și priceput, chiar am fost impresionat. O venit băiatul, a muncit și a făcut. Domnule, m-am achitat, mi-a strâns moartea, i-am strâns mâna. Bine că este scăpat de amelul din primărie, nu are mai treabă. Da. Muncă în folosul comunității, acum nu mai spune la poliția, zice-mi dai 2 milioane amendă, dăm 20. Acum spune numai dacă fac la un folosul. Hai să supunem la vot și restul. Și restul, da? Cine este pentru? Da, e ok. Sardele. Nu vedeți la punctul 5 al ordinii de zi. Plan de activități 416. La punctul 5 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și activități ce trebuie să fie efectuate de beneficiarii legii 416 din 2001, actualizate de persoanele condamnate în civil sau penal, la prestarea de activități în folosul comunității. Consiliul local al Comunii Gurabă într-o ședință... Lăsați-l pe domnul președinte să citească proiectul de hotărâre. Scurtăm, că e aceeași lege care o avem permanent. Vă rog mult, dați-mi voie să scurtez acest punct, proiect de hotărâre. Oamenii de la 416 sunt obligați să presteze servicii în folosul comunității. Ce înseamnă asta? Cosit, greblat, șanțuri, rigole, orice intervenție în caz de situații de urgență. Inclusiv colectarea gunoaielor aruncate accidental sau voit de cetățenii din comun. Sunt sigur că vor efectua orele și prestațiile de serviciu, nu ca pe compromis. Pentru prima dată în Comuna Gurabăi s-au făcut pentru fiecare beneficiar al legii 416 sunt pontaje, semnează ora venită, ora plecată, ce a prestat. Ca dovadă, vă spun sincer, și aici este un factor pozitiv, un lucru pozitiv pentru Comuna Gurabăi, faptul că după fiecare ploaie am băgat oameni pe șanțuri, le-a fost un găman, tulpan și săndulac, nici o casă nu a mai fost inundată în condițiile chiar în care acest an a fost un an cu multe precipitații. La fel menționez, la Portinata, la Temelia, peste locul s-a lucrat. Drumul județean, drumurile locale arată altfel. Avem trei cositori, două ale primăriei, una personală, care funcționează non-stop. Ce să mai spunem altceva decât că acei oameni vin, sunt supravegheați, execută și prestează. Cei care, și acum vă dăm exemplu unui băiat,
care chiar pe mine m-a impresionat, chiar l-am considerat primul și cel mai agil și cel mai bun lucrător. Și am spus, copile, chiar dacă tu ai dat fată în viața ta și ai primit de la judecătorie să execuți 20 sau 30 de ore, eu te admir că ești harnic și priceput, dar nu că priceput. Foarte priceput. Și uite că am făcut, am cosit la terenul de sport, am cosit în fața primăriei, pe acolo, pe dig, până la Costea. Foarte bun și uitați așa, comuna arată altfel, iar a doua oară când va trebui să greșească sau când va vrea să greșească, îl va pune un semn de întrebare. Nu mai merge ca până acum. Asta e faptă petrecută în 2006. Nu mai merge ca până acum, că nu mai execut. Acum execut. O fac și prestez serviciu în comunitate. Nu vede lumea prin sat, poate zici cu o sărătate. Deci, trebuie să sunt eu la hârle. Este primul rând în partea templului el, trebuie să căsătorească, trebuie să aibă prieteni, trebuie la un discotec. Băi, cum să sape ăsta pe șan, dacă nu a făcut o drăție? Eu zic că a făcut drăția și aveam muncă în folosul comunității, sunt raportul primar, imediat în cercetă de întrebare, care până acum se sunt ai 2 milioane amende, să nu mai 20. Nu mai vrea amende 20, vrea doar dacă ar putea să nu mai dea amende. Cam asta ar fi opinia mea. Deci să punem la vot și punctul 5 a ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Punctul 6. Domnul primar, zi mai tare acum ce? Nu îl lăsăm deloc. Nu îl lăsăm noi. Ați primit fiecare. Nu, eu n-am primit. Auzi acolo, domnul Dătaru. Nu-mi-l dă, o zi, nu-mi-l dă, trebuie să-mi dați dumneavoastră. Asta citesc eu. Acum se arată aici. Mai se rog să-mi. Ultimul punct pe ordinea de zi, da? Haideți, domnul președinte ședință. Vă dă cuvântul, domnul președinte ședință, vă prezentați raportul. Dragii mei, aveți trei față de astăzi, față de ședință, de gura voi, un raport de activitatea al primarii, domnului gura voi, în 1 ianuarie 2015, 30 iunie 2016, cu mențiunea. Am vrut să mai depun acest cu acest raport, dar îl depui după alege, îl depun astăzi, în prefață, nu, în așa, raport de activitate, în prefață, am pus o poză a primarului cu 2 steaguri, 3 steaguri, acolo cum trebuie, cu banderole, tot ce ați înseamnă. Dragii mei, normal ar trebui să citesc. Eu am să vă vorbesc... Am să vă vorbesc cu inima. Am să vă vorbesc, fiindcă eu n-am nevoie de a citi ce am făcut eu cu mâna mea, exact ce ați făcut dumneavoastră în familia dumneavoastră. Ați bătut un cui în această perioadă, ați pus o scândură într-un gard, ați avut 3 gâște, 2 rațe și o găină. La fel eu vă spun astăzi, primarul comunei Gurabăi a făcut ceea ce era normal să fac. Mă voi referi la câteva activități foarte importante pentru comunitatea noastră. Dumneavoastră urmăriți din raportul meu scris, iar eu voi enumera succint. Urmăriți-mă și chiar aproape pot reproduce mot-a-mot ce am scris în raportul primar. 1. Cea mai importantă latura activității noastre a fost grija față de om. Ca un om când vine la primărie, în 5 minute, 10 minute să fie rezolvat, să fie stimat și respectat. Următoarea latura activității noastre. Privind bunăstarea și progresul acestei comune, foarte important era ca toate proiectele europene, naționale și cu finanțare locală să fie accesate și implementate. Și vă spun astăzi în ordine cronologică. Drumul județean 119,
executat 18 km. Suntem jinduiți, stimați și respectați de alte comuni. Alimentare cu apă, Guravăi, Pătrășcani, 30 de miliarde. În condițiile în care Consiliul Județean a spus, domnule, nu-ți dăm un leu, în 24 aprilie 2015, am prins și executat, finanțat 100% proiect alimentare cu apă, Guravăi, Pătrășcani. Executare cămin, ca să termin întâi cu proiectele europene. Bază sportivă, terminat în 2015. Drumul comunal 111, de la stația de autobuz, biserică, Vârlan. Sunt proiecte europene care s-au derulat, executat 100%, finalizare fără probleme. Trecem la ceea ce suntem în stadiul în care ne aflăm astăzi. Discutăm de proiecte europene. La proiectul european, vă rog să vă notați drumul spre de la Vârlan, acolo s-a finalizat pe 430 de metri, se continuă. Avem finanțare prin Valea Trotușului, 100.000 de euro, până la Maria Mane. Nea Costica Gache, la dumneavoastră, domnul Marica, nu există compromis. Dacă am murit mâine, dumneavoastră duceți acest proiect la finalizare. Da? Alimentare cu apă, celelalte 5 sale. Aștept din zi în zi. Credeți-mă, în fiecare zi merg la fax, în fiecare zi intrăm pe mail-ul primăriei să vedem invitația de semnare a contractului de finanțare. Este aprobat prin ordine ministru 633 pe 2016. Este un vis pe care dumneavoastră l-ați avut, este o realitate a mea ca primar, că am primit aprobare spre finanțare. Nu politică, campanie electorală s-a dus, este o realitate, un ordin de ministru în care se scrie că a fost aprobat în finanțare, nu există compromis și nu există poezie. Este o realitate, așteptăm, este primăria Guravăi. În master planul județului Bacău, alimentare cu apă, celelalte sate, Temelia, Motocest, Pătinata, Capăta, Dumbrava, era prin 2020-2026. Am mutat-o acum, așa a fost vrelea Dumnezeu, nu a mea, a lui Dumnezeu. Cineva acolo sus ne-a iubit, trebuie să fim mândri că noi vom accesa și dumneavoastră veți accesa acele fonduri și veți vedea alimentare cu apă Dumbrava. Și Pătinata, și Motocest, și Temelia, și Capăta. Da, este clar și în echipă. Menționez foarte multe certitudini. Vom primi bani pentru canalizare de la lui Pătrășcani. Aceste lucrări merg în tandem. În sensul că îți dă alimentare cu apă, obligatoriu, prin PNDR, vine canalizată, da? Asta înseamnă că noi, cel târziu, octombrie, noiembrie, mergem să semnăm canalizare cu apă Guravăi Pătrășcani. Ca, având în vedere procedura de achiziții publice la începutul anului viitor, că aici se înseamnă publicare pe SEAP, lăsând termenele care trebuiesc pentru ca fiecare să depună contestații, cine câștigă, cine nu câștigă, până încheierea contractului, asta înseamnă că la începutul anului următor noi să facem canalizare cu Guravăi Pătrășcani. Da? Tot de aici, cu ajutorul dumneavoastră, la prima ședință, se va implementa asfaltarea drumurilor de care noi am vorbit. Cei 5 km de drum au venit, cei de la firma de proiectare, consultanță, mi-au făcut reproșul domnilor.
Domnule primar, ai întârziat 3 luni. Mie îmi lași o lună de zile să-ți fac un proiect pentru 5 km, 4 porțiuni de drum. Vom munci zi și noapte, fiindcă ei au interes. Ce n-au înțeles cei de dinaintea dumneavoastră? De ce să stea banii degeaba? Că eu și așa nu-i dau. Până nu se termină căminul, nu vor primi decât 5 miliarde. Când au terminat căminul, când împreună cu dumneavoastră vom merge și vom recepționa lucrările de acolo, de ce să le dau bani, când eu cu acei bani pot să fac încă un proiect și consultanță la 5 km de drum. Este mentalitatea mea și de la asta nu mă dezic, indiferent ce ar fi, fiindcă eu peste 4 ani, eu în fața cetățenilor și a dumneavoastră dau un raport de activitate. Dacă activitatea mea a fost bună, e ok, dacă a fost rea, eu mă duc undeva înapoi, unde n-aș vrea să fiu. Cu digul, am făcut etapele 4, 5, 6, până la uliță la Puțingen. Urmează etapa 7-a, până la Comas. Începând de săptămâna viitoare, o să observați utilajele care vor efectua acel dig, inclusiv pâraiele la găman și la tulpan, pe care noi trebuie să le facem ca să nu avem necazuri. Sunt etape foarte importante pe care noi le vom parcurge. Ce aș vrea să menționez? Și aici am nevoie de consilieri din Dumbrava. Atenție foarte mare! Haideți să mediem, haideți să ne folosim relațiile interumane ca la școală la Dumbrava. Mai trebuie 15-20 de metri din grădina aia. Am vorbit cu o persoană acolo, ar fi de acord. Dumneavoastră mai aveți relații, neamuri care se pot interpune. Mai trebuie ca eu acest proiect, modernizare în bază sportivă Dumbrava, să scriu pe ea, modernizare bază sau efectuare bază sportivă Dumbrava. Este inuman ca în Dumbrava să nu avem un teren de sport ca și ăsta. Au venit copiii din Dumbrava și au aducat serile astea. Ce frumos, mi-era drag, i-am filmat, i-am... Haideți să implementăm proiect cu terenul de sport la Dumbrava. Dar mai trebuie câțiva metri. Greșeala a fost că acolo s-a făcut centrala, de lângă școală mai încolo, nici n-avea un soduc, că nu i-a dat spătarul, Spătarul vine tot. Dacă ne-a dat spătarul alături, dar să-ți iartă, nu văd spătarul, nu mizați spătarul cu el. Nu ia lui, domnule, ia lui fratele la Bacău. Nu ia lui spătarul, ia lui fratele la Bacău. Aveți o secundă, dumneavoastră unde vreți să cumpărați? Aveți un plan? Sunt două oportunități. Da. Unu, centrala termică, o demolăm și o băgăm cu fosa septică pe terenul spătarului, alături de școală, că acolo e de nivelare de vreo 4 metri. Da. Putem face o umplutură, nu există asta. Sau mergem spre partea, punctul terenului acolo. E la ceva semn, sau ăla vinde tot. Ala vinde tot terenul acolo, e de vânzare. Îl cumpărăm fraților, dar deci, are casa acolo. El vinde tot, domnule, deci aia e de vânzare, uitați-vă pe internet, că o să găsiți pe internet, domnule Ovici. Unul din consilieri, dumneavoastră, trei consilieri de Dumbrava. Îl cumpărăm, dar are alt cazul. Nu, păi îi spun că dar ei nu au făcut dezbaterea moștenirii. Păi este făcută la familie, Enache, este făcută, vă spun eu. Eu pot să fac în felul următor să cumpăr. În momentul când există cadastru intabulat și certificat de moștenitor, plus, încă un singur lucru, ce vă rog să rețineți, evaluarea terenului respectiv. Urmăriți etapele legale, eu nu mă joc cu... Mă duc eu să eu sunt în postura cu domnul, cu familia Enachin, care a cumpărat pământul, ne-a făcut casa. Ce vă spun domnul Vici și domnul primar, vă spun, este acea făcută acțiune de dezbatere a moștenirii, sunt toate acte în regulă, pentru că n-am putut să fac acte pe acel pământ unde am avut, mai puțin casa unde am avut din an, am cumpărat două parcele în față și în spate, tot de la familia Enachi, cu acei frați care au fost, n-au avut dezbătută până în 2007 sau 2008 au dezbătut, deci este dezbătut, însă problema apare acum, că vor veni că domnul Vasile, e alu Costică, dar nu alu Vasile. Alu Costică este. Așa, el încă mai trece, deci au dezbătută dezbaterea moștenirii, deci asta vă spun sigur. Și vă pot aduce, inclusiv dacă vreți, niște copii ce am eu acasă, care am făcut,
Dar uitați-vă pe dosarul agricol al domnului Ienache și o să vedeți că aveți acolo dezbătă moștenire. Deci aia nu e nicio problemă. El vrea să vândă tot. Aia e altceva. Îi luăm tot. Moștenire și tot, dar cât are casa, am 11 metri acolo. El nu vrea să vândă decât tot până domnul Traicodescu. Îl cumpărăm tot cu mențiunea. Domnule, este inclusiv terenul din câmp, este dezbătă moștenire domnului Fernand. Ascultați ce vă spun eu. Haideți să vă spun că... Este făcută dezbaterea din câmp, ascultați ce vă spun eu. Dacă este așa, e pe nu ne mai contraziceam cu mențiunea următoare. Eu fac economie, nu mai fac proiect, nu mai fac consultanță. Da, înseamnă aproape 300 de milioane. Transportați din... Aia 300 de milioane, dacă îi cumpăr terenul, eu practic fac terenul gratuit, nu? Da. Luați de bună ce vă spune Valerica Mihația. Bun. Ce ce mai departe? Secretar Gurabăie. Trecând, luând-o pe compartimente, secretar. Sincer, am un regret enorm, primăria de mulți ani nu mai are secretar. Și cu asta am trecut. Câte bălea s-au făcut, cât s-au înregistrat, câte cere s-au făcut, nu mai are rost. Este un capitol încheiat pentru mine, am luptat 4 ani. Și a fost apărat chiar de consilieri PSD și de alte persoane. Trebuia dat de mult timp afară primăria Gurabăie, merita alt secretar. Ați văzut un băiat tânăr, băiat deștept și băiat de care știe tot el. Și nu laud eu, dar o să-l lăudați dumneavoastră peste un an. Îl voi trimite să facă specializare, va face administrație publică și veți fi mândri de dânsul. Incoruptibil, perfect și corect. Centrul de informații. S-au înregistrat la intrări ieșiri 27.000 de cereri. Într-un an și jumătate. 778 de facturi. Înregistrare 1392 de confirmări, primirea debitului. Primite expedierea faxului, primite e-mail-uri, răspunsuri, solicitări, transparență decizională. La buget finanțe, spre bucuria mea, chiar permanent, în fiecare an, încasările la bugetul de stat, la bugetul local, au crescut. Fiecare om, și aici este chiar o mulțumire sufletească, oamenii, cetățenii din Gurabăie au înțeles că nu se poate ca o comună să funcționeze fără a se achita impozitul pe teren, pe clădire, o amendă care... A făcut bine cu prezentatul judecată. Încet, încet, da. A scăpat de amenzile alea mari. Da. Care au fost cel mai bine. Da, acum e cel mai bine. La urbanism. S-au eliberat 27 de certificat de urbanism, 29 de autorizație de construire, 86 de funcționare, cărți funciare pentru o parte din drumuri locale. Avem 49 de kilometri, 950-50 de kilometri, drumul comunale 28-35, avem pădure în patrimoniul Comunei Gurabăie, 56,7 hectare. La Corodescu, la munte acolo, la... Da? Mai e pădure, bă? Da, nu e atinsă. Nu e. Nu acuzați. Este neatinsă, este dată în pază, păzită și... Oșice copac. Este plătit. Domnul Stanciu Marian are de plătit 43 de milioane, faptul că au dispărut de copaci. Nu discutăm. Pentru acea pădure va trebui să aprobăm un plan amenajistic. Iar lemnul de lucru, lemnul care poate fi valorificat, îl vindem la o altă valoare, tot acea firmă îl vinde la prețul maxim, cu ajutorul dumneavoastră. Da? Trecem mai departe, extrase de cărți funciare pentru cele 205 case la Rotunda, cu mențiunea că acolo le-am pus în vânzare. Procedura este, au fost evaluate, s-au scos la vânzare la un preț de 80 de milioane, 100 și ceva, e cam mare. Este mult pentru valoarea care este reală. Nimeni nu dă 100 de milioane pe o prăpădenie de casă fără ferestre, fără acoperiș. Va trebui tot noi, în mandatul ăsta, în perioada imediat următoare, să luăm o decizie, o nouă reevaluare. Nu se poate diminua. Adică de 3 ori scos la vânzare,
exista odată o procedură în care diminuai cu 25%, după aia iar mai diminuai, nu. A, la licitație, nu. Curtea de conturi impută primarului și contabilului orice sumă sub evaluarea inițială. Evaluatorul făcut, evaluatorul acceptat de noi a dat, chiar sincer vă spun, mă uit la o casă, eu n-ați dat pe ea 50 de mii. Nu le-ați făcut dumneavoastră, nici nu dat. Domnul meu, nu eu stabilesc. Legea nu spune așa, eu nu pot să mă duc să ți impun dumneata evaluator, fă ca așa vreau eu, Valerica Mihalcea, primar. De ce? Că mă leagă și mă duce la bulogul. Ca idee, va trebui în perioada următoare să luăm o decizie asupra caselor alea, dacă s-ar diminua. Am cere 16 cere, dar spun, domnule, nu ți-o cumpăr cu 105 milioane, cu vreo 70-80 ți-o mai cumpărau. Discutăm? Nu în ședința de astăzi, da? Cât pământ alunghi? Au 300 de metri. Pătrați? Acolo, tot da. Casă. Cu tot. Da. Trecem mai departe. La achiziții publice. Totul s-a derulat conform legii, dovadă că am primit fondurile europene fără nici cea mai mică sesizare și fără dosare penală, da? Acum, corespondență s-a făcut. Acum, trec la și poate vinoi. Colectare, transport, reciclare, gunoi, menajer prin Adis Bacău. Este un proiect care, practic, a început înainte de a fi oprit. Funcționează. Este de câțiva ani, de prin 2010. Funcționează, da? Mai contează. Funcționează. Asfaltare, drumul comunal 111, zona care am spus, de la drumul județean 119 până la Vârlat. Modernizare, bază sportivă, alimentare cu apă, gura voie, pătrășca, în 30 de miliarde, alimentare cu apă, temelia, de 65 de miliarde, 500 de milioane. Pe viitor. Odată aprobat, eu am spus doar acum, se a fost, doar am spus doar, a fost aprobat la finanțare. Nu scriu nimic ce, se, ce nu este real. La gura voi am spus că a fost executat, aici doar am primit aprobare. Aici ea scriu iar, se va asfalta. Și o să vedeți în raportul meu, când dumneavoastră citiți, drumul comunal 111, zona Bisericii Ortodoxă din Brava, Agache, Marcica Mane. Finanțarea asigurată prin Galoarea. Am zis, Aviat, am urmă, stia nu, până la părți că nu, nu discutăm, da? S-au executat electrificare, temelia peste vale, la peste vale ne trebuia vreo 1.300 de milioane. Am făcut prin E.ON. Mulțumim lui Dumnezeu, cap compas foarte bine, da? Execuție EDIC 4, 5, 6 etapele, până la Puțingher. Se execută cu aprobarea dumneavoastră Puțingher la toate acolo. Execuție cămin cultural. Se termină până la finalul lor. Așa o văd eu. Nu ori termina în octombrie, nu ori termina în noiembrie. Dar dacă în decembrie mi-ai terminat, în ianuarie primesc banii. Nu e nicio problemă, așa este corect în viață. Și avem un cămin cultural, vă spun că va fi un cămin cultural modern. Bine, am studiat proiectul și vă rog și îl dau și dumneavoastră, oricând vreți dumneavoastră. Este un proiect de cămin cultural modern. Așa. Canalizarea sate Gura Voiei Pătrășcani va pleca prin Adib. Și aici am eu o mențiune, da? Execuție 1000 de metri de gardoane. Zona Aval Pod de la Gura Voiei. Deci este un proiect pentru care voi lupta să-l implementez imediat perioada următoare. Dacă mă ajută Dumnezeu, anul viitor, cu gabioane, cu două saltele de fund și cu insula aia mutată, cu stânca împușcată, mutat cursul râului, anul viitor, spre final, vă rog să vă notați, vreau să fie implementat. Nu voi precupeți niciun efort ca eu să duc aici. Am mai prins eu, aici scoate la vânzare, la vânzarea 200 de case. V-am spus, le-am scos la vânzare. Sunt 16 cereri. Niciunul nu vrea să cumpere, spun domnule, vreau să-ți cumpăr. Nu la prețul ăsta. Au dreptate, le dau dreptate, dar ca primar nu pot semna să le dau casă, fiindcă fac pușcărie până nu diminuiesc cu ajutorul meu. La lucrări de executare din folosul de apalastare, toaletinarea acului, spații verzi, executare, mântare, care dau... La starea civilă aici, la starea civilă. Pericul social. Urmăriți și vă rog să
frumos, să trage tot copii. S-au născut cinele copii, s-au murit, au decedat 107 de persoane. Care va fi indicele? Indicele cu lui Dumnezeu. 102 de dublu plus încăzări. Nu, domnul secretar, ce stă? Trei acte au fost operate din lucrurile astea. Acum trecem la partea de învățământ. Pe linie de învățământ. Sincer, mă bucură să vă informez că chiar nivelul și standardele, stacheta de calitate a învățământului în Curavăi s-a ridicat. Felicit toți profesorii, învățătorii, inclusiv director, secretar, care și-au adus aportul. Pentru prima dată de după Revoluție, la examen de evaluare naturală, din 30 de elevi, doar unul a picat. Și vă pot informa că mare majoritate au luat peste 9. Felicitări în toată inima, au avut acțiuni importante. Am avut copii, da, foarte bine, creme. Felicitări. Și chiar vreau să vă menționez. Am avut copii care au participat la olimpiade. Mulți, foarte mulți. Asta este o stachetă a calității învățământului în Curavăi. Curavăi întotdeauna a dat oameni cu pregătire, oameni deștepți, care și astăzi, când privim și ne dăm seama, sunt unii în Anglia, alții în America, alții în Canada, din Curavăi au plecat. Ca să fiu succint, a spune așa, a Ștefanie Dianina, o fetiță extraordinară, a participat la cel puțin 4 concursuri, are cel puțin 3 premii, Panțărul Bianca are și locul, să vă spun eu, cel mai mare premiu și cea mai mare, așa, premiu întâi pe județ avem destui, Panțărul, faza județeană, olimpiadă, limba română, premiul 3 la concursul geografiei, că era faza județeană, olimpiada română, premiul 3 la faza pe țară, mai rapid, Pațelul Bianca a luat faza pe țară, la geografie. A Ștefanei, Denisa, premiul 1 la faza județeană, la limba și literatura română, locul 11 la faza națională. Locul 11 dintr-o comună din Curavăi, în condițiile în care sunt 3600 ceva de comuni. Este chiar o treabă meritorie și e o mândrie pentru comuna Curavăi. Da. S-au desfășurat mai multe activități culturale și sportive. 1 decembrie, Ziua Națională a României. Poetul educațional, Eminescu, poetul nepereche, Unirea stă în putere, mamă, scumpă mamă. Menționez și vreau să chiar să fac o remarcă și o felicitare specială pentru domnul preot Paroh Chircu, cu acțiunea desfășurată și activitatea desfășurată pe timpul verii, cu toți copiii din Pătinata și Temelia, biserica și școala din sufletul meu, cu acest proiect și cu această activitate, domnul preot paroh a luat locul întâi pe țară. Trecem la registrul agricol, 10 kg de proprietate, 10 biliete de proprietate animale, 103 carnet de producător, adeverință 500 pentru apia, trecem comisia de fond funcțial. V-aș ruga să menționați și să recepționați că noi avem 637 de hectare de pășune concesionate. Dar, ca un revers, 3-4 întreprinderi individuale, datorită faptului că cei de la APIA au mărit
standardele pentru care alocă bani pe hectar au diminuat partea eligibilă. Nu este posibil ca din 89 de hectare să primești doar 22 de hectare eligibile. Vă dați seama că un om care are de plătit chiar și 1 milion pe hectar la primărie, care ar însemna un beneficiu pentru bugetul local, acel om trebuie să plătească pentru 89 de hectare. Și să iei bani pe 20. Și el ia bani pe 20. Și 2,36 hectare. Domnul Sobanu Vasile, Botar Vasile, dați-mă, are 3 hectare. De exemplu, am fost nevoit ca eu personal să bat islazul la Pătrășcani și la Îmburaș, ne-a fost cu Macovei, Mioara, să mai descoper. Domnule, dispărea pământul. Și mi-am pus întrebarea ca primar. Cum e posibil, domnule? Are concesionate 24 de hectare și dădea eligibil 12. Bă, domnule, n-ai bine de teren, domnule, nu s-o comprimat. Și m-am dus și am găsit teren. I-a dat neeligibil doar 4-5 hectare, dar una din 23 de hectare să ai neeligibil 4 și alta să ai, să ai 11 hectare neeligibil. Păi dar eu cum să mai plătesc fermier? Păi ori îl îngrop în datorii, trebuie să vândă și vaca și casa ca să plătească impozitul la primărie, ori îl ajută. Ei, la fel va trebui să facem și la rotunda 2, rotunda 3, plus groapa ursului acolo. Deci la groapa ursului din 86 de hectare a dat eligibil 22 de hectare pentru 35 de. Nu este posibil în condiții care plătește 3 milioane ceva pe hectare. Eu las, domnule, dacă vând toate oile, nu pot să scot banii ăștia. Eu și la pe interes să nu dea bani, sau ce dracu faci? Asistență socială. Avem 130 de asistenți, de asistați social oameni la legea 416, alocații complementare 250, la protecție civilă. S-a monitorizat permanența, timpul situației de urgență, nu a existat ca vreodată să ardă o pajiște, să fie un incendiu în comună, ca eu, primar, și inspectorul ISU, apostol Ionuț, să nu fim prezenți înaintea pompierilor. Este foarte important acest lucru, că dacă degeaba mă duc eu la 2 ore după pompieri, eu când m-am dus acolo cu 20 de oameni, știu ce am de făcut. Activitatea s-a desfășurat normal. Acțiuni cultural, artiste, inaugurare bază sportivă, serbări de sfârșit de an școlar, am făcut baluri de sfidele Paști, așa, de Crăciun, de anul nou, obiceiuri, tradiții, mini-fotbol, cursuri interșcolar. Pe linie de bibliotecă, avem cărți în rap, 13.367 de volume, calculatoare pentru internet, doar la centru, la noi aici, 4 calculatoare la dispoziția copilor din Murafoi, le mai avem cele de la școala de temelie care sunt la Dumbrava, sperăm cu ajutorul Dumnezeu să le aducem la starea de normalitate și cu școala la temelie, vați că acolo suntem cu un proces pe rol. Ce vă mai pot spune? Doar că dumneavoastră, poate și eu, sfințim loc prin deciziile pe care le luăm. Prin faptul că vom face, nu vom promite. Să fim modesti, să fim cu bun simț, să fim în slujba cetățeană. Asta să fie crezul dumneavoastră, crezul meu, pentru mandatul următor. Dacă veți considera că eu vreodată mi-am făcut datoria, vă rog să-mi spuneți și sunt primul care îmi dau demisie. Vă oameni tineri care să vreau. Dar deocamdată vă spun, sunați-mă și puneți-mă la încercare. La orice oră din zi și din noapte, răspund permanent
și prezent oricărui apel din partea cetățenilor. Vă rog să fiți alături de mine, vă rog să răspundeți prezent cetățenilor din comunitatea dumneavoastră pentru a ne îndeplini mandatul de 4 ani, consilier, viceprimar, primar. Vă mulțumesc pentru atenția care mi-ați acordat-o și vă reînnoiesc dorința mea de a fi solicitat permanent. La orice necaz, la orice durere, în condițiile în care avem posibilitatea financiară, noi să fim în slujba cetățeanului. Nu voi dori niciodată nimic altceva decât ceea ce trebuie, ceea ce este normal, ca și comuna noastră să fie acolo unde noi o dorim. Vă mulțumesc! Diverse? Consiliul local diverse. Diverse? Și acum, ultimul punct al la diverse. La diverse. Care vă... Diversele? Care vrea să scrie la cuvânt și ce să... Expunerea primarului, luăm la cunoștință. Consiliul local ia act de raport domnului primar și care a dat la cunoștință. Dacă aveți o problemă... La punctul diverse, da. Haideți, vă rog. Vă rugăm să o expuneți, vă rog. Referitor la punctul diverse, fiind pentru că nu a fost băgat pe ordinea, nu s-a știut probabil, vorbesc în numele unor proprietari de utilaje agricole. Și vreau să vă spun că îmi asum ceea ce spun, nu vorbesc din amintiri. Din amintiri sau din bârf la marginea șanțului. Ce scuze că eram un pic ocupat cu astea ochelare. Ce vreau să vă spun? Uitați aici, eu am legea circulației pe drumurile publice din 2014. Ordonanță de urgență din numărul 195 din 2002. Prin circulația pe drumul public, circulația pe drumul public. Aici apar circulații în felul cum se registrează utilajele agricole, cum sunt considerate. Utilajele agricole nu sunt tractoarele, semiremorcele, sunt considerate vehicole. Deci vreau să vă spun că am legea aici în față. Așa, și am modificarea din ordonanța de urgență numărul 21 din 2014, ultima ordonanță la regimul circulațiilor pe drumurile publice a utilajelor agricole. Mă refer, nu vorbesc în altceva. Și aici undeva la punctul 6 spune așa. Autovehicolele, orice vehicul echipat cu motor propus să utilizeze în mod obișnuit pentru transportul persoanelor sau marfurilor, drumurile publice, așa, utilizată pe transportul persoanelor sau mărfurilor, vehicule care se deplasează pe șine, denumite tramvai, precum și tractoarele agricole sau forestiere, nu se modifică nimic. Deci spune. Deci au vehicule tracțiune animală, deci se registrează ca un vehicul cu tracțiune animală, tractorul pe utilaj, numai cu condiția ca cel care conduce să aibă altele necesare, permis de conduce, domnule, dați-o un pic așa. Deci el nu merge ca cărță, dar se înregistrează ca o simplă căruță, pentru că dacă stai, spune așa, el nu este considerat autovehicul, este considerat vehicul cu tracțiune. După aia, din coace spune că, de fapt asta m-a început, dacă, și ar vrea și eu un răspuns. Deci noi avem, deci vreau un răspuns, îmi cer scuze că nu vreau să intervin, așa o dăm de dragul de el, dar nu. Deci eu am discutat inclusiv cu jurii și a spus, domnule, nu există motivații pentru a nu se putea înscrie. Deci nu vin la dumneavoastră cu niciun fel de rugăminte, nu vin cu nimic, doar vin în cadrul legal. Deci am discutat cu juristul de la Parava, am discutat cu juristul de la Răcăciun și a spus, domnule, la noi nu sunt probleme. De ce la dumneavoastră sunt probleme? Mergeți la Hilegiu și vedeți că aceeași probleme și acolo. Deci nu se... Și acolo se pot înscrie mai puțin la noi. Care e motivația? Ce... A apărut o reglementare printr-un ordin de ministru al transportului care prevede exact ce spuneți dumneavoastră, că nu se supun procedurile de matriculare cu o singură condiție. Să corespundă starea tehnică. Corect. Starea tehnică o constată doar registrul autoromân. Ei eliberează adeverința că tractorul corespunde din punct de vedere tehnic. Da, asta înseamnă că trebuie... Domnule, stați un pic așa, dumneavoastră aveți dreptate, dar el nu este considerat autovehicul, este considerat vehicul. Da. Deci atunci când mie îmi dai număr de la primărie, îmi listez căruța la primărie și mă dai drum pe stradă. Adică nu este considerat autovehicul și nu se supune procedurilor de matriculare clasice, la care faci toate demersurile, dar
a apărut o reglementare care spune că el trebuie să corespundă. Bă, țin loc, să mă o să vă scot ordinul de ministru. Nu, îmi pare rău că m-ați prins descoperit. Și pentru mine o mare durere. S-au dat... Cum? De ce n-au tăpat de zupă? Hai să vă spun eu. Juridic, s-au așa? Dat prin 2008, 2010, 2009 și la alea care cărămă cheată și balastul pe mare. Atul care ce e? Eu cu fiecare au pus două roți de basculantă cu axe de tractor sau de basculantă și care... Problema e că nu fii sporadic, de fapt ăsta e scop. Nu au frână, nu au semnalizare. Dar nu, aia nu sunt probleme. Un accident, două, trei, la nivel de România sau de județ, s-a luat o decizie. În 2015, primarul Comunei Gurabăi a primit următoare notificare de la direcția, de la Serviciul Circulației Bacău, având în vedere faptul că... Numai primăria Gurabăi a primit. Poate, îmi pare rău. Dar nu vă contrazic. Dar nu vă contrazic, domnul primar. Eu nu asta vreau să mai mulți. Nu am acum, că m-a spus despre... Dar nu vă contrazic eu. Eu am spus doar de ce, numai dumneavoastră. Da. Apare așa, se scrie. Având în vedere faptul că au avut multe accidente, cu autovehicule înregistrate pe bază de număr la primăriile din România, menționăm următorul. Nu se vor mai elibera numere de la primăria comunelor cu mențiunea că și cele care nu corespund, li se retrage număr. Că la Heleziu sau în alte parte, nu fac. Prevalează de un nu trebuie să o mai discutăm aici. Ce va face primarul Valeriu Gămeață? Chiar sunt hotărât. Luni fac o adresă oficială către Serviciul Circulației Județul Bacău. Serviciul Circulației Orești. În ce condiții poate registra? Scurt. Și vă dau răspunsul într-un termen de câteva zile. Cu hârtia respectivă merg personal, să spun la onest, și chiar și la Bacău, ca eu acest răspuns îl dau rapid. Sincer, îmi pare și mie rău. Normal, domnule, dumneata ca șofer ești responsabil. Știi că un tractor trebuie să aibă semnalizare, frână, stop, lunie, fază scurtă, Normal, responsabilitatea faptelor noastre. Responsabilitatea ar trebui transferată șoferului care își riscă, până la urmă permisul, și chiar libertatea, că dacă pui în circulație un șofer, deci un tractor care nu corespunde normelor tine, n-ai revizie tehnică și ai făcut un accident, faci pușcărie. Nu? Ei, culmea este că la mine, în primărie, există acest document. Și vă dau cuvântul meu de onoare, parafat și ștampilat. Voi face demersurile ca să dumneavoastră, dacă credeți că eu vă interesează, nu vă să vedeți că deci cei de la Răcăciuni circulă pe atât traversează eu 85. În rest circulă pe drumurile județene, circulă, are voie circulă. La Paravan circulă pe 200, pe 119, vine până la Dumbrava, nu e nicio problemă, să circulă și pe 216. 206. Deci circulă pe nu sunt probleme. Vă dau dreptate cu următoarea mențiune. Eu v-am scos legea? Iau imediat această problemă. Dacă vreți să vă arăt, domnul secretar, chiar m-aș bucura. Sunt posesori toate categoriile. Nu există. Sunt posesori toate categoriile. Atestate. Bine, acum nu trebuie să ne... Dar nu, noi nu suntem aranjiți. Să vă spun... Pentru noi, ca primărie, nu știu dacă ar fi ceva foarte greu să vă dăm. Dar răspundeți în fața poliției rutiere. Păi bineînțeles că răspundă, domnule, responsabilitatea mea aparține când eu merg pe drumul public. Pentru nu cred că ar fi în capă de țară. Deci eu asta vreau să spun. Credeți că eu sunt inconștient? Faptul că nouă ne-a venit notificarea asta, ne-a conformat. Nu, notificarea asta am... Ai spus nimic. N-am să merg pe piera. Dar cine ai răspuns și mai târziu? Pentru că eu traversez 119. Mie nu-mi convine să vină la primărie o amendă de 10 milioane pentru o căruță care nu are număr. Ei, dar nu vă vine dumneavoastră, că nu registrează pe ăla care vine. Și ce se ia eu la? Hamurile la cal, vinde calul, vinde căruța, iai ciubotele. Nu-i corect? 10 milioane amendă. Să mai plătești un impozit. De 10 milioane, să o credeți dumneavoastră. Ăla săracul și-a făcut căruța, nu ai știi cum și dacă nu-i... Care are bani, își face căruța cu număr și o face, da? Care nu, nu zice cu număr. E 20 de lei un număr la o căruță. Și au venit cel puțin 3 amenzi a câte 10 milioane.
Da. Eu prins la iar, mă rog, fără număr, da, dacă... 9 puncte minim. 9 puncte amende minimul la... Ce să vă mai spun? Ce să vă mai spun? Și este corect, adică haideți să vă spun, nu suntem sunt în... De acord cu dumneavoastră. Noi, cei care suntem aici, nu suntem în slujba celor care ne-a trimis aici. Sunt de acord. Nu trebuie să bat. Voi lua măsurile necesare ca eu să dau răspunsul pertinent. Da. Dar eu dau într-o săptămână, că nu stau. Mă duc cu Zalba în coțap. Dăm răspunsul pe loc. Foarte multe uteluri. Domnul Alexandru. Țipă! N-ai cum să nu scrii, să-l trimit o la... Are o treabă în particular. Știu, da. Am întrebat. Nu mi-au dat răspunsul. Mă duc eu și... N-au curaj de a scris pentru că în cap de lege dacă dă scris. Săptămâna asta. Chiar mulțumesc. Este una din problemele care eu se le rezolv rapid. Mai aveți problemă? Da. Da, domnule, au venit și ieri un băiat să-i clume. Dacă am spus că o rezolv, o rezolv. Dar și cu astea fiind spuse... Dați-mi un număr de... 0644. Mai aveți o problemă 8, 8, 6, de ridicate la plăcă? Domnul Panță. 8, 8, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 0, 7, 4, 6, 0, 7, 4, 8. Nu, nu, m-ați greșit. 0, 6, 4, 6, 0, 7, 4, 6, 0, 6, 4, numele dați în particular, domnule. Televiziune. 8, 8, 7. 7 la 8. Da. Domnul Panță. Oficiem, domnul Panță. Din comună asta se face un comerț ambulant din ăsta în niște condiții precare de tot. Fără autorizație la primărie. Fără niciun fel de autorizație. Intră de la Rădoaia încoace, vin cu pește, cu pepini, cu cartofi, cu de toate. De ce? Dacă tot intră pe raza comună, de ce nu-ți plătești o taxă? De ce nu-ți plătești? Eu plătesc impozit, eu plătesc TVA, eu plătesc de toate. El vine, trage în fața magazinului meu și s-a apucat de striga, hai la cartofi și la pește. Păi... Avem taxă pe pește. Păi nu. Și-ar putea că ar fi un comerț ca lumea, dacă vine cu bagajul în Dacia, vine cu plin cu pește, cu trezit. Aducem bani, la pușetul local. Foarte bine. Și o să vedeți... Aici la poate, la formă, la autoritate. Plătește în fiecare săptămână și... Autorizația numai care vine cu celălalt. Certificat pe producătorii 400 de lei sau câte. Plătește pe lucrurile. Nu e vorba de așa din mână. Nu e ăștia, nu. Nu de ele e vorba. E vorba de cei care vin cu pepeni, cu cartofi. Ce voie, dai ca oameni. Ce se întâmplă? Că el are autorizație de aia, nu știu cum îl putem noi... Este ăla de... El e în trans. Ăla plătește pe lucrurile. Da. Voi de așa cum iau... Nu știu cum are în autorizația lui. Trebuie să plătească o autorizație. La primărie plătește o taxă și abia după aia. Astăzi, doar astăzi. Da, da, taxă care se plătește o ocupație. Asta o putem urmări și putem stopa. Domn Bațăraie. Are 10 grei, are... Are dreptate, dacă e dreptate. Noi vă mulțumim. Da, dacă nu mai este nimeni să vedeți ce vă problemă, dacă trebuie să-i ședința, să-i cheie, cura viitoare.